hainei, le împlinim mofturile, atunci ne-am împlinit datoria. Eu două întrebări îi pun norei, indiferent în ce context sunt. Și o întreb, ți-a fost fric cu mine? El zice, nu. Ți-a fost foame? Nu. Eu mi-am împlinit datoria. Pentru că Scriptura spune, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este de ajuns. Și atunci eu n-am complexe în fața lui Dumnezeu că 7 luni de zile trebuie să vândă sticle ca să cumpărăm pâine. Eu nu avem niciun salariu la ora respectivă. Faptul că mama mea a zis, decât să te pătească biserica, mai bine îți dau pensia mea. Și avea o pensie, că nu puteam să fac un plin la mașină. Și ani de zile biserica mi-a făcut o colectă pe an. Da? Până când am rămas cu cartea de muncă, fratele meu și-a împărțit salariul cu mine în ani și ani de zile. Dar observați, o femeie nu are nevoie de bani, în primul rând. Și are nevoie de o relație, de comunicare. Și are nevoie să știe că e la locul ei și că bărbatul e la locul lui. Mm-hmm. Și de-aia vă spun că fără Nora n-aș fi nici Iesus, nici n-ar fi realizat. Tot ce am putut să fac pentru copiii mei, ani de zile, este să le fac o dedicație pe următoare carte. Pentru că aveam 1600 de biserici pe urmele noastre și la ora respectivă nu erau materiale. Și structura mea, probabil, m-a împins să scriu un loc de ghiduri de studiu comentarii. Și asta mi-a mâncat ochii, timpul. Dacă aș fi avut o nevastă cicălitoare care, dragii mei, era crăpată casa de umblau șoareci de la vecini la noi. Și Nora putea să facă un scandal cu casa de mare. Dar vine la mine, mi s-a strigat, m-aș avea spălat, copiii erau mici, eu n-aveam timp, mai scriam o carte. Am dus și am pus mașina de spălat și am zis o rugăciune. Zic, Doamne, pornește-o tu, eu n-am timp de ea. Și-o pornit. Și-o pornit. Dar, dincolo de toate acestea, o femeie are nevoie de ceea ce Dumnezeu îi spune bărbatului care de făcut. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Observați, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Eram la Rad, am terminat predica, ies în curte și o doamnă distinsă vine la mine împreună cu soțul ei, așa cum ține, avea un costum bej, ochi alb. Un bărbat înalt, era așa de mică de statură, fică de pastor și îmi spune așa că se frumoase, nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu sunteți prima, dar cu ce v-ați spărat? Cum ați definit iubirea? Am înțeles, dar cum ați definit-o dumneavoastră, fără să clipească, începe să zică, pum, 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 pum. Mă uit la el și zic, succes! Observați, vă spuneam la început, eu nu pot avea pretenții de la nevastă mea, nu pot eu să-i definez supunerea, dar nici ea nu poate să spună cum să o iubesc. Pentru că termenul de comparație nu sunt așteptările ei, ci termenul de comparație este Hristos. Cum a iubit Hristos biserica? Nu uitați textul. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Că nu la întâmplare l-am luat pe el ca și mediator, mijlocitor, dar și model. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Cum este Hristos capul bisericii? El, mântuitorul trupului. Ori, când ai un astfel de bărbat care e mântuitorul trupului, că ai os din oasele mele, carne din carnea mea. Da? Carne din carnea mea. Lucrurile simple. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și nevestele să fie supuse soților lor în toate lucrurile. O femeie este supusă ca Domnului, spuneam înainte de pauză, atunci când se străduiește să-și înțeleagă, să-și împlinească rolul pe care Dumnezeu i l-a dat, nu bărbatul, pe care Dumnezeu i l-a dat. Și nu uitați cele 3 întrebări, poate le știți pe în afară. 1. Cine sunt? Și pentru ce am fost create? 2. Ce nu pot delega? Care e responsabilitatea mea principală? Restul le puteți negocia. Nu mă interesează dacă în casa voastră e altfel decât în casa mea. Noi avem o înțelegere de 40 ceva de ani și funcționăm în felul ăsta. Dar dacă la voi e altfel, Doamne ajută. Dar este ceva ce nu poți delega. Și asta este responsabilitatea principală. Să vezi că bărbatul tău este pe urmele lui Hristos. Și a treia întrebare? Cum?
cu ce arme lupt. Dar supunerea este intrare în luptă, dar armele nu pot fi armele firii pământești, nici țoalele de pe tine, ci trebuie să fie un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Dar am încheiat recapitularea și vorbesc în auzul doamnelor, domnilor din sală. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Și Dumnezeu știe că dragostea trece prin stomac, nu-i așa? Mihaela? Da. Nu doar ce pui pe masă, ci și cum pui pe masă contează. Și când o femeie știe treaba asta, câștigă inima bărbatului. Și pentru că bărbatul știe să-și iubească trupul lui, Dumnezeu îi dă și un alt termen de comparație. Ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Bărbații sunt egoiști, prin definiție. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește. Uitați-vă la industria fitness-ului în lumea noastră, la ora asta. La industria fitness-ului. Pline sările. Pline, dragii mei. De... Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește. Și din nou astea a dus Hristos în discuție. Ca și Hristos. Biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, al lui Hristos, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserica. Ați observat acest joc între Hristos și biserica și bărbat și nevastă? Cu alte cuvinte, tot textul este alcătuit în felul acesta. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică încolo. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Așa scrie textul, da? Hai să fim serioase. Așa se citește versetul. Am înțeles. Cineva să se teamă de bărbat. Și termenul este foarte dur și în original. Da. Dar să încep cu începutul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica? În mod normal, înainte să te însori, trebuie să pui o întrebare. Niciunul din voi n-ați spus-o. Bănuiesc. Nici eu. Cum a iubit Hristos biserica? La vârsta aia nu te interesează. Eu aveam 28 de ani, ori aveam 26. Mi-am mușcat unghiile până am cerut-o de nevastă. Și... Dar nu punem o astfel de întrebare. Și pentru că nu punem o astfel de întrebare, nu știm ce avem de făcut. Nu știm ce avem de făcut. Dragii mei, biserica suntem noi. Bărbați, femei, părinți, copii, noi toți suntem biserica. Cu alte cuvinte, acest cum a iubit Hristos biserica, ne interesează pe toți. Bărbați și femei, părinți și copii, pe toți. Pentru că noi am fost iubiți de El în felul acesta. Și de aceea nu vorbesc doar bărbaților, ci, în primul rând, iubirea lui Hristos ne vizează pe absolut fiecare. Pe absolut fiecare. Ca să înțelegem iubirea lui Hristos pentru biserică, nu putem intra în dialog cu Hristos, ci trebuie să ascultăm dialogul dintre Hristos și Tatăl. Da? Pentru că Hristos n-a intrat în planurile noastre, ci a intrat în planurile lui Dumnezeu. Vă duc înapoi în fața versetului 3, care este legenda care dă semnificația doi termeni, kefale și catacalupto, adică cap și acoperi sau acatacalupta, nu acoperi. Și de aici pleacă problema când definești prost termenii, înțelesul în textului, în întregului text este prost. Dar când mă gândesc la Hristos și Tatăl, observați, Hristos a intrat în planurile Tatălui. Capitolul 5 din Efeseni, versetul 2. Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Acum îl văd pe Hristos prins între ciocan și nicovală, între noi, pe care ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, dar văd că El are de răspuns și la Tatăl, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.
Uitați-vă la... Aici mi-au prins bine strungăria și ingineria, pentru că eu până nu desenez un text, nu înțeleg. Și l-am pe Dumnezeu, l-am pe Hristos și l-am pe noi, ca biserică. Dacă l-aș întreba pe Hristos, între noi și Tatăl, pe cine al alege? Ce răspunde Domnul Iisus? Pe Tatăl. Dragii mei, Sfânta Treime nu poate fi... Și de aceea, dacă ei să mă lasă pe mine, mă lasă pe mine, dar împlinește voia Tatălui. Și de aceea, noi la Cina Domnului de ani de zile vorbim despre vestiți moartea Domnului și pomeniți pe El. Și mi-am pus o întrebare. Oare Hristos a murit pentru noi sau a murit pentru Tata mai întâi? M-am uitat în toate crezurile bisericii. Nici din întâmplare n-am găsit nimic legat de Tatăl. Toate sunt pentru noi. Toate reflectoarele sunt pentru noi. Dar textul spune ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Până când Tatăl nu-i mulțumit, noi n-avem absolut nimic. Pentru că Sfânta Treime nu poate fi dezbinată. Relația din Trinitate, dragii mei, este cel mai sfânt lucru. Și de aceea, când Duhul lui Dumnezeu vede păcat în viața mea, stinge motoarele în viața mea. Pentru că Tatăl a zis, poate păcatul este moartea. Duhul lui Dumnezeu nu poate ajuta să vorbesc în timp, să am bucurie în inimă, să rodească în mine sau să-mi dea daruri. Câte vreme păcatul nu este rezolvat. Duhul are un singur mandat pentru păcătos. Îl dovedească, vinovat, începește păcatul. Eu spun, doar flacăra de veghe a rămas, a păcatul nu-ți face. Nu-ți face Duhul. Pentru că nu poate dezbina persoanele Trinității. Și Hristos și Duhul Sfânt mai întâi îl îndestulează pe Tatăl și așteptările Lui. Deci acest 1-2 este extrem de important de înțeles. S-a dat pe sine, ne-a iubit, s-a dat peste pentru noi, dar a făcut-o de dragul Tatălui, nu de dragul nostru. Mai întâi, de dragul Tatălui. Cu alte cuvinte, când vorbesc despre iubirea lui Hristos pentru biserică, și biserica suntem noi, n-a venit la noi să ne întrebe, dragilor, cum v-ar plăcea să vă iubesc? Noi am fi avut o listă, lasă-ne păcatele noastre și la urmă mântuiește-ne și du-ne în rai, da? Dar acum lasă-ne să trăim viața. N-a venit la noi să ne întrebe cum am dorit să fim iubiți, ca și Doamna asta, cu lista. I-am dat-o în brațe bărbatului și am zis, Doamne ajută, da? Dacă le poți împlini. Și s-a dus la Tatăl și l-a întrebat, cum să iubesc pe murdarii ăștia? Și Tatăl i-a răspuns, vreau să-i văd înaintea mea sfinți și fără prihană. Dar Tatăl, tu știi ce încerc? Tatăl zice, știu. Da? Știu. Cu alte cuvinte, iubirea lui Hristos a trebuit să destuleze așteptările și planurile Tatălui și nu așteptările și planurile noastre. Tatăl a alcătuit un plan în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire la sfârșitul vremurilor. Uitați-vă ce scrie Pavel și ne trimite în veșnicia trecută prin textul acesta. Da, noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, continuă textul, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Toate certurile pe doctrina alegerii vin pentru că noi ne oprim la... Ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Pe cine? Pe tine da, pe tine nu. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu poate alege pe om frumos. El ne-a ales cum să fim îmbrăcați la nunta Fiului Său. Asta a ales Dumnezeu. Cum să arate profilul miresei lui Hristos? El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, nu în ochii noștri, ci înaintea Lui. Și textul continuă. După ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne-l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și versetul 13 spune, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, care poate realiza noi planurile lui Dumnezeu. Asta este Duhul Sfânt, da? A treia persoană a Trinității, dar singurul care poate să împlinească în noi toată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Acum mă înțelegeți de ce trei sfertul penticostal. Dați-mi voi să desenez textul. Aveți întemeierea lumii în dreapta. Deci în El, în Hristos, triunghiul acela mare verde, este în Hristos, corabia aceea mântuitoare, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii.
Dar ca să ajungem sfinți și fără prihană, sau să putem fi aleși, mai întâi am trebuit să fim înfiați. Numai fiii sunt parte din familia lui Dumnezeu. Ca să fim înfiați, noi eram murdari și păcătoși, trebuie să fim răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos și iertați. Dacă să fim răscumpărați și iertați, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava Lui și să accepte întruparea. El a devenit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii înainte de veșnicii. Înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină. Toate planurile lui Dumnezeu erau terminate. Planurile lui Dumnezeu. Hristos dezbrăcase deja slava Lui. Apocalipsa, capitolul 5. Dar observați, toate planurile au fost ctitorite, alcătuite de Tatăl. Și Domnul Iisus a intrat în planurile Tatălui și a trebuit să dezbrace slava Lui, să accepte să devină om, ca să poată muri în locul nostru, ca al doilea Adam, ca reprezentant al nostru, să ne răscumpere, să ne ierte, să putem fi înfiați și ca să putem fi aleși. Ce a ales Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, pe tine sau pe mine? Nu. Corabia în care să ne mântuiască. Pe Hristos. L-a ales înainte de întemeierea lumii. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit înaintea Tatălui și l-a întrebat, Tată, ce trebuie să fac pentru murdarea aceea? Și Tatăl i-a arătat mireasa. Așa vreau să-i văd. Așa vreau să-i văd. Dragii, în momentul acela, iubirea lui Hristos pentru noi s-a focalizat pe așteptările Tatălui, pe împlinirea planurilor Tatălui. Dar asta a dat scop iubirii Lui. Iubirea nu e un fel de gelatină rozalie pe care o torn peste nevastă ta. Da? Ci iubirea, dragii mei, are o țintă, are un scop. E o armă. Este o forță prin care realizezi ceva, exact ca supunerea. Pentru că este fața opusă a celeiași monezi. Dar a dat nu numai scop, ci l-a obligat pe Hristos la o serie de acțiuni ca planurile Tatălui să fie împlinite. Observați de ce nu poate să-mi spună nevastă-mă cum să o iubesc? Pentru că nu-i treaba ei, pe de-o parte. Pe de altă parte, e habar n-are. Cum trebuie să fie iubită? Habar n-are. Și de aceea mă duc la Tatăl să întreb, Doamne, cum trebuie să iubesc pe Nora? Și când voi veni în fața Ta cu ea, ce o să zici? Da? Cum trebuie să o iubesc pe Nora? Acum să nu credeți că eu știu să fac treaba asta și eu sunt falimentar ca și voi. Dar uitați-vă ce a făcut Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și acum am înaintea mea textul, l-am citit și înainte, dar am înaintea mea textul care, într-un fel, l-a luminat pe Fiul și a înțeles așteptările Tatălui și acum trebuie să facă pași ca să-și toarne iubirea într-un anumit cadru, într-un anumit context. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu El, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și dacă aș trece în revistă actele iubirii lui Dumnezeu, le aveți în fața voastră și-a dezbrăcat slava, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Și atunci când îngerul puternic din Apocalipsa 5 a strigat, cine-i vrednic să ia cartea? S-a lăsat tăcerea în cerului. Până când Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat de pe tron și în văzul tuturor a dezbrăcat slava. Mie mi se burnică pielea pe mine, dragii mei. A dezbrăcat slava Lui. A acceptat întruparea. A trăit o viață fără păcat, deși ispitit în toate lucrurile ca și noi. Și apoi s-a lăsat bagiocorit, scuipat și răstignit în locul meu. Dar a treia zi a înviat, slăvit să fie numele. S-a arătat, apoi 40 de zile mai târziu s-a înălțat și în fiecare clipă mijlocește pentru mine și pentru tine, pentru mireasa Lui, să desăvârșească mântuirea noastră. Și astfel, prin lucrarea Lui, a realizat răscumpărarea, iertarea, învierea, pecetluirea cu Duhul Sfânt, care să mă ajute să dezbrac strențele omului vechi și să îmbrac hainele omului nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Noi toți vivim cu fața descoperită ca într-o oglindă frumusețea Domnului. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Iubirea lui Hristos față de biserică urmărește împlinirea Tatălui, nu așteptările bisericii. Iubirea lui Hristos față de biserică urmărește împlinirea așteptărilor Tatălui, nu ale bisericii. Acum putem pune în paralel cele două iubiri. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Surori, am o întrebare. Vi s-a părut povara grea când a vorbit despre supunere? Hai să fim să. Dar cu perspectiva nouă, vreau să vă spun că una pe muntele schimbări la față și alta în vale, nu? Două lucruri complet diferite. Da, diferite. Well. Acum, știu că știm, toți știm vorbi frumos, dar peste săptămână se mai întâmplă și altfel, nu-i așa? Și atunci... Corect. Suntem încă în procesul sfințirii. Eu am un numai eu pe care scrie Under Construction. Cu alte cuvinte, suntem toți pe șantier. Și eu, și nevasta, și pruncii noștri. Încă nu suntem terminați. Dar acum putem pune în paralel. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. După cum Hristos a iubit biserica în lumina împlinirii planului Tatălui, gândită înainte de temerea lumii de Tatăl, tot așa trebuie să-și iubească și soții soția, da? Soțul soția, în lumina planului lui Dumnezeu și pentru împlinirea acestui plan pentru soția lui. Pentru soția lui. Răspunde textul un pic mai târziu. Da? Ori Dumnezeu a creat-o pe femeie să fie un ajutor potrivit. Acum, imaginați-vă că am putea intra în mintea lui Dumnezeu. Și atunci când El a creat pe om, și nu uitați, El este Alfa și Omega, înaintea Lui erau toate clare, de la un capăt la celălalt al istoriei. Tot știința Lui. Când a zis în ziua șaptea, iată că toate lucrurile sunt foarte bune. El știa ce se va întâmpla în ziua opta. Știa. Și de aceea, soluția a fost pregătită înainte de cădere. Doar în lumina soluției a îndrăznit Dumnezeu să zică să fie lumină. A dat drumul planurilor sale. Cu alte cuvinte, mielul lui Dumnezeu era pregătit pentru junghiere. La umbra crucii s-a odihnit Tatăl în ziua a șaptea, ne spune Scriptura. El a fost junghiat în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Acum, când El a creat-o pe femeie, s-a uitat la om și a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, lupta asta spirituală împotriva șarpelui, el era în grădină. Dar până când Dumnezeu n-a dat o lege, o poruncă, șarpele n-avea absolut nicio putere asupra omului. Când Dumnezeu a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, șarpele, ups, a luat legea lui Dumnezeu, a ispit-o pe femeie, după care s-a dus la Dumnezeu, zice, mărite, asta e porunca ta? Uite, asta e fapta Evei și a lui Adam. Și Dumnezeu a zis, sunt ai tăi. Trebuie să izgonească din prezența lui. Sunt ai tăi. Acum, după cădere, Dumnezeu n-a mers împotriva creației. Cu alte cuvinte, n-a zis, de azi înainte femeia nu mai trebuie să fie un ajutor potrivit. A intervenit căderea. Ci Dumnezeu a strâns șurubul între femeie și bărbat. Ci dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Dragii mei, nu cred că o nevastă poate să-și bate foarte des bărbatul că el să nu plece de acasă. Dar văd nenumărate familii în cafele sunt bătute, călcate în picioare și le rămân acolo. Rămân acolo și duc poveri incredibile, baciocorite într-un fel de bărbaților și rămân acolo. De ce e așa? Pentru că Dumnezeu a strâns șurubul. În condițiile căderii, cu atât mai abitir am nevoie de soția mea decât înainte, dacă el aș fi fost atins de păcat. Pentru că eu nu cred în mine. De aceea, soacră m-a dat câteva sfaturi, nu vi le spun pe toate, dar unul dintre ele a fost nu-l lăsa să umble singur. Du-te cu el. Când s-a dus și s-a angajat la liceu creștin, mi-a fost tare greu să o iau de joi și să colim țara, Oradea, Timișoara, Iași, Craiova, peste tot.
Și când s-a pensionat, eu am zis, Doamne ajută! Și nu merg nicăieri fără Nora. Nu merg, n-aș fi doamna asta fără ea aici, prezentă. Mă duc pentru că ea mă aude și de ea nu mă pot asculte, știe tot ce sunt și cât acoperit au cuvintele mele. Dar Dumnezeu a creat-o ca un ajutor potrivit. Acum, iubirea soțului trebuie să încurajeze soția în a deveni ceea ce poate încă nu. Dar în a deveni ceea ce poate că încă n-a ajuns să fie. Pentru că păcatul le-a atins și pe ele, cum ne-a atins pe noi, dragii mei. Și femeia e răzvrătită și femeia este, nu trebuie să vă spun eu cum e, dar întrebarea este, oare de ce spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama să se ia de pe nevastă sa? Cum adică de aceea? Suntem în context de când Geneza. Ca să ajute să devină ceea ce Dumnezeu a creat-o să fie. Și atunci iubirea mea, dintr-o dată, este o forță modelatoare în viața soției mele. Așa cum este în viața copiilor mei. Foarte fain am auzit ziua de ieri, toată povestea de la Virgil și soția lui. Atenție, până unde pot duce paralela dintre cele două iubiri. Nici un bărbat nu poate face pentru soția lui ce a murit Hristos pentru biserică. Da? Nici un bărbat. Eu nu pot muri pentru păcatele nevestei, dar indiferent de mult aș dori să fac lucrul ăsta. Pot să mă rălocui, dar poate că cineva, și dacă nu fac ca și Avram, nu-i nevastă mea. Nu-i nevastă mea. Iau faraon, dar lasă-mi mâine să trăiesc. Sunt mulți bărbați de felul acesta. Dar trebuie să fiu foarte atent în paralela pe care o fac. Cum a iubit Hristos biserica? Ce pretenții am de la mine? Conținutul acestei iubiri a lui Hristos pentru biserica lui, textul spune, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dați-i voi să vă iau pe rând pe scurt. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. A sfinți înseamnă a pune deoparte. Te duci la prăvălie, îți cumperi o periuță de dinți, pui pastă pe ea și o sfințești. Și de asta e roz, e a mea, asta e albastră, e a ta. Și nu le amestecăm de obicei, da? Decât dacă hăbăuc și am uitat de culori sau am ceva probleme, dar am pus-o deoparte pentru mine. Copiii sfințesc cojacul foarte repede. Ia? Și gata, e sfințită, e pentru mine, că nu e voie să iei din gura altor copii. Observați, o mireasă se sfințește pentru bărbat, se pune deoparte pentru mirele ei. Pentru mirele ei. Ori, noi toți, ca mireasa lui Hristos, în momentul nașterii din nou, suntem smulși din lumea aceasta. Asta înseamnă biserică, eclesia, chemați afară. Suntem chemați afară ca să fim mai altuia, ca să fim mai lui Hristos. Și lucrul pe care Dumnezeu îl urăște este idolatria. Că idolatria înseamnă să fii și al lui și al lui, știi? Să stai între doi Dumnezei. Oricând ești pus deoparte pentru Dumnezeu, e sfințit și Hristos s-a dat pe sine ca să ne pună deoparte pentru sine, s-a dat pe sine pentru noi ca biserică. Implicațiile legale, dragii mei, sunt uriașe. Noi de obicei mizăm pe atotputernicia lui Dumnezeu. Alege pe cine vrea și se îndură de cine vrea și împietrește pe cine vrea. N-ați aflat nimic din expresiile astea, deși le-am luat din Biblie. Trebuie să-i pui Dumnezeu întrebarea, pe cine vrei să împietrești sau pe cine vrei să te înduri. Și Dumnezeu îți spune. Și El totdeauna respectă lucrul acesta. Ei, care sunt implicațiile legale? Că n-a putut pur și simplu să ne smulgă din brațele lui Satan, să-i că ai mei, nu te atinge de ei. N-a putut face lucrul acesta. Pentru că s-a fi călcat propria lui lege când El a zis plata păcatului. Este moartea. Uitați-vă la unul din texte care face paralela dintre relația cu divinitatea și relația dintre soț și soție. Roman, capitolul 7, primele 4 versete. Nu știți, fraților, vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Pentru că plata păcatului este moartea, când nu mai trăiesc, legea este îmbunată. Plata a fost plătită și nu mai are pretenții de la un cadavru, de la un om mort. Deci legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el, după care el vine la relație între mine și nora. Femeia măritată este legată prin lege
de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Legătura aceea s-a rupt. Și textul continuă. Dacă deci, dacă îi trăiești, câtă vreme îi trăiește bărbatul, se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului și nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Cu alte cuvinte, femeia este liberă. Dacă desenez povestea asta pe plan spiritual, observați, este Dumnezeu pe de-o parte și este pretinsul Dumnezeu pe cealaltă parte. Cineva m-a întrebat dimineața, ce cu ziua ispășirii, cu țapul pentru Azazel, când poporul aduce doi țapi și aruncă sorțul, unul pentru Domnul și altul pentru Azazel. Cine e Azazel? Dragii mei, trebuie să fie un corespondent al lui Dumnezeu, pentru că oricare țap poate fi oricui. Depinde cum cade sorțul. Și pe urmă, pe țapul pentru Azazel se adună toate păcatele din anul ispășitor precedent și este trimise în domenia lui Azazel, ceea ce Hristos face. Omorât în trup, înviat în Duh, se duce cu toate păcatele încărcate în închisoarea duhurilor de șarte acolo. Ei, observați, legea lui Dumnezeu consfințește și relația între mine și Satan, și relația între mine și nevastă-mea. Legea lui Dumnezeu consfințește. Cu alte cuvinte, în cartea Divorț și Recăsătorire, încerc să văd care sunt condițiile în care legea lui Dumnezeu dezleagă relația între un bărbat și o femeie. Dezleagă. Eu nu știu. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar nu întoarce spatele problemei. E, ca să rupă relația mea cu Satan, Hristos a trebuit să plătească în locul meu. Moartea lui Hristos rupe această relație. Ce a făcut Dumnezeu? A găsit soluția să împrumute o moarte de a binelea. A te converti înseamnă muri și a învia. Și dacă mor în Hristos, ce semnificație să aibă moartea asta? S-a terminat pe o cruce, cu piroanele în mâini și cu sulița înfiptă în coastele mele și dau lucru. O astfel de moarte mi este împrumutată ca să pot să fiu eliberat din relația asta cu Satan. Dar o astfel de moarte îmi este împrumutată. Și textul spune tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia. Adică acelui ce a înviat, a murit și a înviat ca să slujim lui Dumnezeu. Da? Cu alte cuvinte, observați, prin trupul lui Hristos am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. De ce? Pentru că am murit de-a binelea, legea este împlinită și acum sunt liber de orice datorie și mă pot recăsători. Mă pot recăsători cu Hristos. Observați, limbajul vorbește pe plan spiritual despre o relație cu o divinitate, fie cu pretinsa divinitate, fie cu adevăratul Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși, da, pe sine însuși, pentru mireasa Lui, ca să rupă relațiile mele cu lumea întâlnerecului și să fie un om nou. De aia vorbește Scriptura despre moarte și înviere, despre naștere din nou. Doar prin moarte pot fi eliberat de soțul meu care nu moare. Satana nu moare. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să îmi împrumute o moarte fără să mă omoare. Că dacă eu aș fi murit de-a binelea trupește, moartea înveșnicește relația cu divinitatea de care sunt legat în momentul acela. Și mă duce în domeniul lui, este toarta păcatul de care Satana mă prinde. Aceasta înseamnă că s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, adică pentru biserică, ca să o sfințească. Imaginați-vă prețul, implicațiile enorme în lumea spirituală. Oare moartea lui Hristos a făcut lucrul acesta pentru toți în mod automat? Nici de cum. Largă e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Și atunci calviniștii spuneau, Hristos n-a murit pentru toți. Dumnezeu, înțelepciunea Lui, n-ai risipit sângele scump al Fiului Său pe cei care oricum îl vor călca în picioare. Răspunsul meu simplu este, nu, niciun strop din sângele lui Hristos nu este risipit. Pe unii mântuiește, pe alții condamnă. Este un text în Apocalipsa în care o cetate de pe planeta asta, din istorie, se va face vinovat de tot sângele vărsat pe pământ. Și această cetate nu poate fi alta decât Ierusalimul.
pentru că cel pe care l-au pus pe cruce și au zis sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dragii mei, sângele acela prețuia și cântărea că toate păcatele omenirii. Și au cerut peste ei toate păcatele omenirii. Uitați-vă la istoria lor. Pare bine că nu se vrea. Când mă gândesc la istorie, la Holocaust și la tot ce, tot ce s-a întâmplat, ei au cerut toată povestea asta pentru ei. Abia aștept să văd partea a doua din Ezechiel 37 împlinită. În 1948 s-a împlinit prima parte. Și acum Israelul este o vale de hoituri, de trupuri moarte. Din 10 evrei, 9 satei. Capitala lor, dragii mei, este capitala homosexualității și a mizeriei morale. Dar după 37, vine 38 și 39, Gog și Magog, sau Gog și Magog. Și atunci vor striga la Domnul și în nenorocirea lor vor plânge pe cei ce l-au străpuns, pe seminții. Ade Domnul, ziua aceea. Dacă lepădarea lor a fost o binecuvântare pentru neamuri, ce va fi primirea lor înapoi decât viața din morți? Am închis paranteza. Cu alte cuvinte, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Deci este adăugat și botezul cu apă și cuvântul, pentru că noi am fost îngropați împreună cu Hristos prin botez. Când ne pregătim de botez, acum în 27 avem un botez, un tânăr a venit la mine, a rămas la urmă și a zis, nu știu cum să vă spun, dar eu am nevoie de experiențe un pic mai tare. Zic, te ascult, vă rog să mă țineți sub apă un pic mai mult. No problem. Indiferent cât de mare ești, când ești sub apă, eu știu ce. Da? Am spus bisericii cererea lui și l-am îngropat. Și am uitat să-l înviez din morți. Și am simțit cum mi se tensionează trupul și zic, dacă mai țin un pic, îi mor de-a bine. Când l-am scos afară, toată biserica a văzut pe el. Da? Dragii mei, asta simbolizează botezul, îngroparea mea împreună cu Hristos și învierea mea la o altă viață. La o viață nouă. Dar textul spune, prin cuvânt, observați, El, Hristos, s-a dat pe sine pentru ea ca să o răscumpere, da? Să răscumpere, s-a dat ca preț de răscumpărare absolut pentru toți. Cu toate acestea, nu toți beneficiază de moartea Domnului Iisus Hristos, pentru că te-ai întins mâna. Și să o primești. Și o primești când nu te rușinezi de El, ci îl mărturisești pe El în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Și în fața tuturor că L-aș îngropat și înviat împreună cu El. Împreună cu El. Cu alte cuvinte, primesc ceea ce Hristos îmi oferă prin mărturia publică făcută în fața martorilor văzuți și nevăzuți prin botez. Botezul nu mântuiește pe nimeni, ci cu toate astea, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe toți. Cu alte cuvinte, botezul nu este curățirea cugetului meu, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Este o bucuroasă exclamare, celebrare a bucuriei mele. Și, dragii mei, ar trebui să fie cea mai mare bucurie a noastră. Cum cântăm sau nu cântăm, fiecare cu obiceiurile lui. Dar atunci eu mărturisesc înaintea tuturor că jertfa a fost acceptată și eu sunt neprihănit și primit acasă. Dar trebuie să fie și o solemnă angajare împreună cu frații mei ca să duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Faptul că ai ridicat două degete, încă nu ți-ai terminat alergarea. Și atunci sunt în mijlocul fraților mei ca să ne ridicăm unul pe altul dacă se întâmplă să credem. Și de aceea fac mărturia asta publică în mijlocul bisericii și nu undeva la munte să nu mă vadă nimeni sau în vană de acasă. Decât în situații absolut extreme, că nu te poți ridica. Dar în rest, în mijlocul bisericii trebuie să întâmple treaba asta. Ai găsit un text, Virgil, care mă contrazice? În felul acesta, moartea Domnului Iisus Hristos ni se atribuie nouă, sunt eliberat de relația mea cu Satan și mă pot întoarce acasă la Dumnezeu, ca și Fiul risipitor, în brațele Tatălui. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos,
Ați mărit în ce privește legea ca să fiți altuia, a celui ce a înviat din moarte și asta ca să slujim lui Dumnezeu într-o viață nouă, o viață nouă pentru Dumnezeu. L-am mărturisit cu gura pe Hristos ca Domn. Da? Așa se întoarce cineva Hristos. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, spune Scriptura. Și o fac în mod public, ne rușinăm numai de el. Zile trecute primesc un e-mail prin secretarea bisericii. O fată de 15 ani îmi scrie, nu știu dat numele. De ce? M-am întors la Domnul. Din februarie am început să citesc Biblia și am simțit că după ce mama m-a mustrat că eu pun pe blogul meu lucruri despre Hristos, că mă rușinez înaintea colegilor mei. Oare mă mai iartă Domnul? Un frate pastor mi-a spus că nu mai ai iertare. Așa scrie. Trebuie să-i scriu câteva mail-uri să-i se liniștească inima, probabil. Dar observați, botezul este un ritual penibil când toți avem tușuri și băi acasă. Dacă n-ar exista cuvântul în spatele. Dacă n-ar exista cuvântul prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să înfățișeze înaintea lui, a mirelui ceresc, a tatălui. Mă uitați ce mi-a intrat în sala de nuntă să-și verifice oaspeții și întregului cer. Sfântă, fără prihană. Fără pată, fără prihană. Curățirea și sfințirea nu sunt un scop în sine. Sunt un mijloc spre scop. Scopul este nunta. Nu-i așa? Interesant este în Ioan. Și care e primul semn pe care îl face Domnul Iisus? La o nuntă. Acum imaginați-vă scena. Tocmai chemase câțiva ucenici pe urmele lui, ieșise din apa botezului. Este declarat Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cel ce botează cu Duhul Sfânt și Fiul lui Dumnezeu. Și este invitat, mama era acolo, nu știu, era un neamur sau ce era, era invitat la nuntă și vine și el cu ucenicii să așeze la masă. Nu știu ce gândea Domnul Iisus, dar probabil stătea și ne gândea la nunta de la sfârșitul istoriei pentru care a venit. Era venit să-și pețească mireasă. Și era cu câțiva în jurul lui. Și se uita la ceilalți care trăiau, se bucurau de vinul pe care mirele l-a pus pe masă. Și vine maica sa și spune, n-au vin! Femeie, ce-am eu face cu tine? Mi-a suntem de ceasă. Maria, care îl cunoștea, spune, faceți tot ce vă spune. Ce au 6 vase de curățire acolo. Goale, pentru că atunci când vin nunta și nu se așează la masă, și fiind mulți nuntași la evrei, oricine întâlnea un alai de nuntă, era obligat să se alăture alaiului. Așa că nu știe niciodată cât s-au înscris, s-au telefonat, ai destule. Vin câți vin și se gata când se gata. Da? Vin. Nu te mira că zic, n-au, vin. Și Domnul Iisus schimbă rostul vaselor de curățire. Nimeni nu punea în vasele de curățire în mine. Am pus deoparte. Cenușul unei vaci, vacii roșii, era stropit de peste vață. Și aia era apa de curățire. Pus coșea, pus deoparte pentru asta. Oare ce face Domnul Iisus? Ce, nu mi-a sosit încă ceasul să-mi curăț nevasta, pentru asta trebuie să mor. Dar El, prin primul semn, practic, care face la o nuntă, se aruncă ancora în nunta mielului. Dar pentru ca să ajungi acolo, El trebuie să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ca pe urmă, Duhul lui Dumnezeu să poată veni peste tine. Și în felul acesta să fii primit la masa nunții mielului. Uitați-vă la textul din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 6. Și am auzit un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Haleluia! Domnul Dumnezeu nostru a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i aducem slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Închideți-vă ochii.
Și imaginați-vă că se sparte din mireasa lui Hristos. Cerul este în sărbătoare, Tatăl în picioare, mirele ceresc lângă El. Și dintr-o dată se deschid ușile după ce sună trâmbițele și mireasa începe să coboare pe curarul dintre îngeri. Nu știu cum e la munțile dumneavoastră. La noi mirele stă și așteaptă în față. Și în momentul în care începe muzica, se deschid ușile și intră mireasa, toată lumea face ce? Îl uită pe mire, îi întoarce spatele, să nu zic mai urât, și toată lumea e cu ochii pe mireasă. Dar nunta cerească va fi altfel. Când intră mireasa, toată lumea va uita de mireasă, se va uita la mirele ceresc. Pentru că mireasa va fi îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii mirelui. Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui. A fi sfânt și fără prihană, prin propriile noastre forțe, este absolut imposibil. Și de aceea, mirele trebuie să ne îmbrace cu hainele neprihănirii lui. Imaginați-vă cinstea pe care o primim, va primi nu mireasa, ci mirele ceresc. Mireasa va fi prezentată în felul acesta, înaintea Tatălui, a mirelui ceresc și a întregului cer, ca rod al iubirii lui Hristos. Nu știu, dragii mei, cine sunteți voi? Știu cine sunt eu. Pui de pocăit. Tatăl meu, dirijor de cor, a murit când el avea 9 ani. Mama a rămas cu 4 pruci. Fratele meu răzvrătit și jumătate la 16 ani. Și eu am crescut în biserică, unde sunt părinții. Aveam o chitară cu băgât și cântam cu surorile mele și umblam prin țară și dirijam corul. Și eram... Veneam noaptea pe la 2 și ca să nu scot pe mama, intram pe un gemuleț din bucătărie. Dar trebuia să trec prin camera ei și mama nu dormea. Stea și ruga pentru mine. Până într-o zi în care am vrut din toată inima să mă convinc că nu este Dumnezeu, să pot să o rup odată cu viața asta dublă. O duceam la raftul de la Biblioteca Centrală și luam de pe raftul de liber toate cărțile de filozofie pe care puteam citi, toate care studiam la Politehnică, să mă liniștesc. În timpul ăla Dumnezeu a fost în viața noastră misionari. Iau cu 2-3 licențe, 2-3 doctorate și credincioși în Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat suficient bun simț să mă feri. Eu să abia am întâi, mă, Bob. Ce știu eu comparat cu ei? Trebuie să fie ceva mai mult. Și asta m-a ținut să caut. Și într-o bună zi, Dumnezeu mi-a țintuit de perete cu degetul Lui. Și știu că o lună de zile intram în biserică și nu mă puteam abține și plângeam. Era rușine, nu știam ce să fac. Dar nu puteam. Până într-o dimineață, când am capitulat înaintea Lui. Atunci a trecut o viață înaintea Lui. Dragii mei, în momentul acela, cred eu că Dumnezeu a dezbrăcat toate zdrențele. Și în ochii Lui i-am promutat neprihănirea lui Hristos. După care, de-a lungul anilor, Duhului Dumnezeu a trebuit să mă ajute să dezbrac omul vechi. Când am studiat Efeseni capitolul 4, am dat o temă fraților și trebuie să fac și eu cu Nora. Stăluiesc la ce din zdrențe omului mai sunt prezente. Și am pus o întrebare, nici n-am apucat să-i pun întrebarea lui Nora. Într-o fracțiune de secundă, zis, ai probleme cu mânia. Pum. Avea dreptate. Avea dreptate. Ei, orice țin, orice mânie, orice strigare să piară din mijlocul vostru, spune Scriptura. Să piară din mijlocul vostru, din potrivă. Observați, mirele îmbracă cu neprihănirea Lui. Dar nu prin urletele Lui, mâniile Lui, ci prin iubirea Lui. Poate iubirea transformă? Dacă nu poate, nu o să fie nuntă în cer. Dar nimeni care va ajunge la nuntă nu poate să spună, pe mine nu m-a afectat iubirea mirelui meu. Nu m-a transformat iubirea
mirului meu ceresc sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa va începe nunta pe care o așteaptă celul întreg și spre care aleargă istoria. Îmbrăcați, da, imaginați-vă cinstea pe care o va primi Fiul. Acum eu nu v-am spus de jerșeță maculară, dacă nu știu textul pe din afară, nu-l văd, indiferent de pare scriu. Și asta m-a ajutat când am memorat mii de versete. Și acum le mai repet înainte să predic, ca să știu ce, dacă încep, pot să continui și eu. Dar asta este o paranteză. Cinstea pe care o va primi Fiul pentru mireasa Lui. El s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Hristos a iubit biserica ca să împlinească planurile Tatălui, nu așteptările mirese. Corect? Da. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor. Povestea asta am predicat-o două dubine și ginerele meu mă duce acasă. Și când se face liniște în mașină, înțelege vocea și zice, tata baby, dar ceva mai concret ai pentru noi decât poveștile astea așa. Zic că va da lumine ca viitoare. Și dacă mă duc în duminica viitoare, atunci textul continuă așa. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor ca pe trupurile lor. Destul de concret? Pentru un bărbat nu există nimic mai concret, da? Decât trupul lui. Pentru că dragostea pentru orice bărbat trece prin stomac, dacă el e flământ. Țin minte când ne-am luat noi, noi au făcut supa mei de la servici și iau prima lingură, și-o bag în gură și zic, mama, nu așa o făceam. Și în aceea Nora vine și ia farfuria, le-o varsă în chiuvetă, ce du-te mănâncă la maică ta. Pe piață, m-o dezvățat de lucrul acesta. Indiferent ce face, e foarte bună gospodină. Indiferent ce face, zic, e foarte bună. Deci, dragoste trece prin stomac și să-mi experimentat-o și eu. Dar ca pe trupurile lor, cine se iubește pe sine, gata cu urmare? Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Observați, Dumnezeu știe că suntem ființe egoiste din pricina păcatului și ne oferă și șansa asta. Dom'le, iubește-te pe tine cel puțin. Da? Iubește-te pe tine cel puțin. Și dacă realmente te iubești pe tine, o să-ți iubești nevasta, că de acolo îți tragi foloasele. Nimeni nu și-a urmărit de trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag și din nou mă aruncă în brațele lui Hristos, ca și Hristos. Biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Oare ce a zis Dumnezeu? Va lăsa unul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi nevasta și vor fi un singur trup. Și versetul 31, în acest context, scos din Genesa și mutat aici, dragii mei, are cu totul alte semnificații. Și observați cu cine vorbește, nu cu femeia vorbește, ci cu bărbatul. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Dar de ce se va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și se va lipi de nevastă sa? Ca iubind-o să ajute să devină ceea ce Dumnezeu a gândit pentru ea. Ceea ce Dumnezeu a gândit pentru ea. Taina asta este mare. Mă aruncă din nou în partea cealaltă. Vorbesc despre Hristos și biserica încolo. Fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta se teamă de bărbat. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe propriul meu trup, trebuie să fiu convins de două lucruri nenegociabile. Unu, am nevoie de ajutor. Cel mai greu lucru pentru un bărbat. Să recunoască că are nevoie de ajutor. Noi suntem aici macho, dacă trebuie să ne oprotim nevestele și să le luăm sub braț. Și v-a spus, noi suntem pe voase slabe. Și noi murim primii
și nu ducem nici 100 parte din poverile lor. A doilea lucru, nimeni nu mă poate ajuta mai bine decât nevastă. Dragii mei, maică mea nu m-a cunoscut nici a mia parte cât mă cunoaște nevastă, deși m-a purtat în pântece și m-a născut și m-a crescut. Dar cu nevastă mea am o relație absolut unică și specială. Și de aceea cele două lucruri trebuie să fie adânc săpate în convingerile mele. Am nevoie de ajutor și cel mai potrivit ajutor este Nora și nu altcineva. Și când vreau să o schimb cu alte trei, le-am pierdut pe toate. Și din păcate se întâmplă astăzi. Ca bărbat sunt vulnerabil și am nevoie de ajutorul soției mele. Bărbaților, citiți cu mine, cu convingere, textele de ecran. Ca bărbat sunt vulnerabil și am nevoie de ajutor soției mele. Bărbaților, ne vine greu să recunoaștem lucrul acesta, dar oare de ce a considerat Dumnezeu necesar să-mi dea un ajutor potrivit? Pentru că eram desăvârșit, eram perfect, eram fără găuri, fără probleme? Nu. Vorba mea este, iar un șvaițăr, pun la gust, dacă găuri multe. Și din pricina asta Dumnezeu a venit să umple golurile respective cu soția mea. Și ați văzut care e golul, ce înseamnă ajutor potrivit. Pământul, dragii mei, a fost vândut nu de Eva, de om. Omul a fost întufel amăgit de Eva și a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie. Mai avea coaste, putea să-i facă Dumnezeu, altă nevastă, dacă dorea. Da? Dar bărbații, de obicei, îl vând pe Dumnezeu pentru un pumn de argint și pentru o femeie. Free F, zicea Billy Graham. Faimă, finanțe și femeie. Asta e un lup gâtul tuturor bărbaților. Și multor păstori din lumea asta. Multor păstori din lumea creștină. Deci pământul a fost vândut în mâinile lui Satan. Rămâne un singur lucru de păzit. Sufletul omului. Un singur lucru de păzit. Și în păzirea sufletului meu am nevoie de ajutorul soției mele. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Nu uitați imaginea. Dacă nici Hristos, bărbatul, n-a fost scutit de ispită în chinătemie, oare bărbatul va fi? Am scris două volume pe Apocalipsa și am dat masteratul și doctoratul pe Apocalipsa, dar una din frământările mele a fost legată de 666. Și singurul om, că este un număr de om în contextul idolatriei și a vânzărilor și cumpărărilor, da? Patru lucruri care sunt acolo. Singurul om din Vechiul Testament de care se leagă 666 e Solomon. Solomon a fost așezat pe scaunul de domnie al Domnului în locul tatălui său, David, ca să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer. El a revenit la funcția de bancă mondială a tirului și a făcut din Ierusalim o poartă a comerțului, dragii mei. Și în fiecare an primea 666 de lanți de aur afară de ce îi aduceau negustorii mari și mici de pe sate. Oare de ce a izolat Duhul Sfânt de 666? Dragii mei, deasupra toate lucrurile erau faine. Mergea cu nevestele lui la înălțim. El se închina, stătea și l-aștepta și a doua zi mergea cu alta. A umplut Ierusalimul de idol. Solomon e vinovat de faptul că a provălit istoria spre dezastrul, deși era epoca de aur, a istoriei lui Israel. Și Dumnezeu l-a duce înaintea noastră și știți ce e 666? Glumind zic, aproape 7, dar niciodată, pentru că ai crezut în groapa aia, sic, 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 nu se mai gata. Niciodată nu ajungi la capăt. 7 este numele lui Dumnezeu. Și câți dintre noi mulți slujim pe Dumnezeu cu inima împărțită, cu jumătăți de măsură, cu un pic aici, un pic acolo. Și atunci, în felul acesta, noi suntem ademeniți prin compromisurile noastre de partea celui rău. Noi pregătim acum o conferință de venire a Domnului la Valea Dragramului, dar nu vă rog să vă scrieți că nu mai sunt locuri. Dar în 2 Tesaloniceni zice, nu va veni Domnul până când nu vor fi două lucruri. Lepădarea de credință și arătarea omului fără de lege. Nu te poți lepăda de ce n-ai avut niciodată.
Cu alte cuvinte, lepădarea din credință nu înseamnă biserici goale, ci înseamnă biserici moluri, unde să te simți bine. Biserica și templul niciodată n-a fost un loc de bucurie, ci a fost un loc de judecată și moarte. Altarul era primul lucru pe care te luai și nu trebuia să-l dai. Noi nu mai avem chestia asta, nu vrem. Și, dragii mei, lucrurile acestea vor pregăti venirea Anticristului. Deci, Pavel îi spune lui Timotei, propovădește cuvântul, stăluiește asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceapă, deamnă, cu toată blândețea și învățătura. Vor veni vremuri când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă. Vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și vor da învățătură după poftele din lor. Nu-s cuvintele mele. S-s cuvintele unuia care e gata să moară pentru Hristos, al Apostolului Pavel. Observați cât de ușor pot trece dincolo. Și tocmai din pricina aceasta, Dumnezeu mi-a dat un ajutor potrivit. Ea trebuie să mă scaneze de fiecare dată. Da? Și să vadă toate golurile din mine, să pună degetul cu înțelepciune, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor, să vă aduc înapoi la ascultare de Hristos. Nu uitați, pentru spate, niciunul dintre noi bărbați nu avem piesă de armură. Dumnezeu ne-a dat soțiile noastre să ne acopere spatele, să nu fim loviți de cele pe la spate. Al doilea lucru. În primul rând, am nevoie de ajutor. E greu să spun ca bărbat, dar am ajuns să recunosc pe măsură ce am înțeles frumusețea a ceea ce a pus Dumnezeu într-o femeie. Dragii mei, cu cea mare bucurie spun, am nevoie de ajutor. Doi, nimeni, altcineva. Știți ce fac bărbații? Se duc la creșmă cu prietenii și la meciuri de fotbal și pe nu știu unde. Nimeni nu te poate ajuta ca nevastă. Și de aceea îi mulțumesc soacrei mele la Domnul. Nu-l lăsa să margă singur. Du-te cu el. Eu nu cred în mine, dragii mei. Și de aceea iau nevasta cu mine. Pe eu las să meargă singură, că o cunosc, da. Linia, iartă. Deci nimeni altcineva o voi iubi ca pe trupul meu. Ce m-aș face cu ajutorul nepotrivit al unei neveste disfuncționale pentru că am neglijat-o? Bărbaților, soțiile voastre nu au nevoie doar de țoale și păpuci și make-up. Vestele voastre au nevoie de stai cât atent și să comunici cu ea în prezența lui Hristos. În prezența lui Hristos. Oare iubirea și încrederea și încurajarea pot ajuta devenirea unei soții, Doamnelor? Acum, nu știu cum a rezistat Nora cu mine 40 ceva de ani, dar eu văd totdeauna partea goală a paharului. Și asta este the driving force pentru mine. Eu până nu umplu paharul, nu mă las. Te tai în bucăți dacă stai în drumul meu. Nu mă las. Dar mi-am dat seama că sentimentul de vinovăție nu motivează. Și asta este una din luptele mele, da? Luptele mele. Să văd, sunt băieții ăștia mai tineri care încep să ridice biserica noastră, noi nu ne aducem păstori afară. Cred că orice biserică trebuie să-și crească slujitorii. Eu sunt de 70 de ani în aceeași biserică. Și cei care sunt cu noi și știu de unde venim și cotro mergem, încep să miște din aripi. Dar mi-e foarte greu să le spun o vorbă bună. Le pot spune o listă lungă despre ce ar fi trebuit să fie mai bine la predica de mine ca trecută. Și mușc limba și mulțumesc Domnului pentru Nora, care exact pe dos decât mine. Da? Exact pe dos. Și care mai pune frână în situațiile astea. Dar vă duc un exemplu. Cu anul în urmă, cei de la Wheaton College, a fost un profesor de sport dislexic, dragul de el, care și-a adunat în jurul lui un profesor de teologie, Dr. Elwell, care am auzit că tocmai a murit, și un om de afaceri, pe John. Și ei trei au pus la oaltă, acum este European Leadership Forum, care se întâlnește prin, poate unii dintre voi ați fost pe acolo, ei trei au pornit o lucrare și în 97, după Revoluție, că până la Revoluție, aproape tot corpul profesoratului la Wheaton College venea în România și stăteam câte două săptămâni închiși în case, dimineața până seara, făceam teologie. Dimineața până seara, noi am crescut prin păduri, dragii mei, ascunzându-ne poliție și de securitate.
Și unul dintre ei a fost Paul Devry, șeful catedrei de filozofie de la Wheaton College. Avea o problemă cu, nu știu, așa, cu ochii bulbucați, nu știu cum se cheamă boala respectivă. Și ne-a spus istoria lui. Deci, din pricina ochilor, nu vedem la tablă. Și stăteam în ultima bancă, habarele ce acolo, și aveam tot 2 și 3. Și când au trecut dintr-o etapă în cealaltă, se dădea un fel de teză, ca să vezi de unde stăia profesorul din următoarea etapă de educație. Și profesorul de matematică venea la el și zicea, Paul, tu nu ești de 5, tu ești de 9. Paul zicea, nu, n-am în viața mea, zicea el ție, da? Și profesorul venea a doua zi, Paul, tu nu ești de 5, tu ești de 9. Și a terminat liceul, number one. El care și-a ajuns șeful catedrei de filozofie și este între, nu mai știu dacă trăiește, dar imaginați-vă ce a contat pentru el acest, tu nu ești de 5, ești de 9. Da? Cu toate că era de 5. S-a dus să-și verifice lucrarea. Și când a găsit-o în arhivă, lucrarea era de 5, dar a fost prost notată. Și încurajarea profesoarei, dragii mei, l-a propulsat pe locul întâi. Pe locul întâi. Ei, de aceea, citiți cu mine bărbaților, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa. De ce de aceea? Ca iubind-o cum a iubit Hristos biserica. Noi, dastrânul de la Portland, după ce am terminat, am uitat pe ochii lui. Zic, mai e o întrebare? Ce urmă? Nevastă sa era nemulțumită, nu pentru că n-aducea destui bani acasă, ci pentru că nu îi vedea ochii veci. Un job, al doilea job, al treilea job. Și n-avea cu cine povesti. Și ea era toată ziua printre copii, tricopii acasă. Azi, o femeie, după ce nu știu ce să fac cu tricopii, ar vrea să stă de vorbă cu un om matur. Un sfert de oră. Bărbatul vine, pică ca un void în pat, pentru că omul cinci a alergat până acum, nevasta la scutură de spore de un sfert de oră deja. Și ce soi de viață e asta? La ce mi-ar folosi ajutorul disfuncțional al unei neveste neglijate? Iertați-mă pentru toate poverile care le-am pus pe ghid. Dar și pe ghidul meu. Dumnezeu ne cheamă și pe unii și pe alții să învățăm de la El. Amin.